Salut toată lumea, eu sunt Darius și astăzi revenim cu minunata noastră carieră cu Wolverhampton. Hai să vedem ce mai putem aduce la echipă. Să vedem. Vine aici niște idei de transferuri. Să vedem. Nu, no, din Belgia nu. Nu, no, nu-mi plac mie jucători din Belgia. Bălașa, nu. Nu acceptă. 3000. Ah, vrea pe 4 ani. 5. Hai să dăm 4 ani, un crucial, pentru că o să-l jucăm pe Mihai Bălașa. Și hai să vedem. Macedo, da, data trecută nu am avut bani de el. Mai ne trebuie puțin. O să stabilim și pe el, încercăm să-l aducem și pe Macedo. Hai să vedem, deci Dimitrov. Hai să facem și noi aici numerele. Bortaru 1, aici nu ne pasă. La Steliano Filippi dăm 3. Hai, lasă-mi cu 3. Pang Bowen, îl punem 16. Adipopa îi punem 7. Eu vreau să-l văd cu 7 pe Adipopa. Pe Henry el vrea să-l văd. Ce număr să-i punem lui Henry? O să-i punem un 17. Unde ca n-avem. Bun, o să fie, numărul 10. Și cam ăștia sunt. Pris. Mai avem pe ăsta, nu a venit cu 22. Hai că mie îmi plac numerele, cât de cât. Da, și deocamdată le lăsăm așa, să-i punem și lui Iorfa un 4 acolo. Punem așa, e doar să așa. Okay. Și hai să vedem. Dico, hai să vedem ce urmează. Să sperăm că Mihai Bălașa va accepta oferta noastră. Și din nou refuză. Hai să-i dăm un 5000 pe ăsta, pe 4 ani. Un 5000, cred că acceptă cu 5000. Chiar m-aș bucura să-l iau pe Mihai Bălașa. A venit oferta și din Olanda cu 9 jucători noi. Hai să vedem. Ce mai... Vedem dacă acceptă Bălașa. Să sperăm că acceptă. Oh, vine și un amical. Din nou din Belgia. Din nou Bălașa refuză. Hai să-i dăm 5, 5% și 4. Hai să-i lăsăm pe 3. Avem 4. Hai să-l lăsăm așa. Poate vrea. Vine și ofertă din Spania. Cu niște jucători noi. Oh, Negredo. Bun, atacantul. Hai să ne mai ieși atacanți, poate găsim ceva mai interesant. Oh, Castro. La Sporting Gijón. Spun din Guon, Gijón. Negredo, Moha. Hai să vedem. Dani Pacheco este un jucător bun. Sincer să fiu, mi-ar place de el. Hai să încercăm, îi dau 2 milioane. Hai să dăm 1 milion 4.500.000, hai 1.500.000. Încerc să-l cumpărăm pe Dani Pacheco. Este un jucător extrem de bun de la Deportivo. Să vedem. Ia să mai vedem aici ce mai avem. Hai să vină amicalul. Habar nu am, sincer să fiu, habar nu am ce echipă e. Oh, avem amical cu Anderlecht. Interesant, foarte interesant. Vine iar ofertă din Olanda cu jucători noi. Deportivo Alaves. Nu, vrea să negociem. Să vedem ce putem negocia. Hai să dăm un 2.500.000, 400 că nu avem. Dani Pacheco, chiar mi-i doresc la echipă. Este un jucător extrem de bun. Chiar îl vreau la echipă. Și din nou refuz. Hai să dăm atunci un 6. Mii, 3 ani, hai. Dacă nici cu 3 ani nu vrea. Și am dat și 6.000. Hai să vedem, avem aici cu Akringon. Akringon. Hai să-l jucăm. Classic kit. Hai să jucăm așa.
Să spunem că va fi un match mai ușor. Hai să jucăm cu Dico, titular, McDonald, Savi, nu jucăm cu Savi. Să-l băgăm pe... Avem aici, am avut noi, pe Rojas. Chiar vreau să-l joc pe Rojas. Și pe Jeffren. Ce Rojas și numărare? 14, ok. Hwang Bowen, titular. Henry, titular. Și Adi Popa. Aisteliano Philip debutează. Ca și ceilalți, cum ar fi o Popa, Hwang Bowen și Rojas. Da, și cam asta e. Hai să jucăm meciul. Hai să jucăm și ne antrenăm aici un pic cu Henry. L-am rupt pe băiat. În fine, hai să intrăm aici. Henry. Opa, te jucăm cu pasă, mai bine. Nu știu că e prea tare, prea tare asta, jocul. Bine, hai Adi Popa cu centrarea și... Și... Apără! Vine acolo, Jeffrey. Rojas. Nu era Rojas. Bine, recuperăm. Rojas pentru Dico. Dico rămâne acolo. Recuperăm prin Henry. Am încercat să plecăm pe atac. Avem acum Henry. Dico era acolo. O, greșim acolo pasa. Hai pe recuperare. Și recuperăm, bine. Dat pentru Henry. Henry, hai Henry. McDonald. Îl urc acolo pe Dico. Dico. Oh, Dico a încercat acolo un dribbling nereușit. Ah, Adi Popa era aproape de a recupera. Avem out. Hai să vedem. Ce putem scoate în acest out? Hai, Henry. Henry n-are fiteză. Poate că mai bine îl băgam pe Jeffrey. Să vedem cum debutează și el. Recuperăm acolo prin Henry. Oh, Iorfa este destul de slăbuț. Combina acolo. Cam tare, nu știu ce jucăm așa. Pase cam puternice. Oh, a fost fault acolo. Am faultat dur. Mă, ce se întâmplă acum? Mai bine, Hwang Bowen, foarte bine. Îl vede și pe Dico, dar pasează cam tare. Haide, cu recuperarea. Recuperăm acolo Dico. Dico rămâne. O, foul, a fost foul acolo, clar. Ia să vedem ce jucători de picior stâng avem și cât de bun sunt. Oh, ăla avem Viseleanu Filip stângaci. Dăm cu... Stai, hai să vedem aici ce... Avem aici unul bun pe Henry. Piciorul să drept. Hai să încercăm pe poartă. De ce nu? Nu, las. Cercăm acolo centrare. Oh, ce centrare. Dar obținem cornerul. Nu vă greșesc la adversarului. Henry. Aici jos la McDonald. Vai, bot. Ah, a fost offside. Adică.
Henry, Henry. Și șut frumos și gol! Ce gol, ce gol! Marchează Henry. Ce gol frumos marcăm. Ce gol frumos Henry la colțul scurt. Marcăm extrem de frumos. Am vrut să-l urcăm acolo pe Dico, dar pune presiune. Și Lupi Galben au conduc 1-0. Trecem. Trebuie să și pasăm cu Henry. Recuperăm McDonald acum. Henry. McDonald. Am încercat să-l urc acolo pe Dico. Și slavă pasă. Recuperăm Stelianu Filip. Hai să-l vedem pe Stelianu Filip. Faultase acolo. Da, faultasem acolo. Hai Rojas, foarte bine Rojas. Tot mingile se duc spre Dico. Să vedem, recuperare. Acum McDonald. Foarte bine, combina acolo, dar Rojas. McDonald pasează prea tare. Și lovitură liberă pentru adversar. Pentru oaspeți. Dau drumul repede la meci. La joc. La meci deja a început. McDonald. Plecăm acum pe contraatac. Dico. O Dico, ce pasă proastă. Proastă rău, frate. Și acum este pe contraatac. Dar recuperăm prin Stelianu Filip. Deputează la un meci de amical. Hai Adi Popa. Adi Popa se încurcă acolo și pierde balonul. Din nou, n-a fost offside la Hwang Boen. Hwang Boen centrale și va fi corner. Rojas centrează acolo bine. Oh, ce presiune punem. Întoarce mingea pentru Wilson. Șutăm. Ah, am încercat acolo pas pentru Dico. Nereușită. Hwang Boen, este greu, este greu la meci, la pe contraatac. Foarte bine intră acolo Hwang Boen și se duce prima repriză cu 1-0 pentru echipa noastră. Wolverhampton conduce cu 1-0. Hai să facem și o schimbare. Hai să facem schimbări. Dico chiar nu mi-a plăcut. N-a jucat nimic. Îl băgăm pe Burns. Pe Fondru. Nu mai avem. Jeffren. O să mai băgăm și pe el. Și pe Kainez. Nu știu se pronunță numele. O să caut. O să mă interesez să citesc și eu numele acestui jucător. Kainez. Nu? Kainez. În fine. La Hwang Boen a jucat bine. Hai să-l băgăm pe Rojas. L-aș pune aici pe Rojas, un meci care a jucat bine, unde a jucat. Pe postul ăla, dar hai să jucăm și pe el în mijloc. Hai să vedem ce putem face în a doua repriză, să încercăm să mai marcăm. Intrare urâtă. Este cartonaș galben. Al primește Wilson. Wilson. Și
A degajat bine acolo. Nu recuperăm, trebuie să recuperăm. Oh, îl foltez pe Almond din greșeală. Centrare puternică. Și este presiune. Ce ocazie au avut gardele. Neapărat foarte slab, foarte slab. Să aduce defensivă un jucător bun. Henry, foarte greoi, foarte, foarte greoi, va trebui și el o schimbare. Oh, pasă bună acolo al lui Rojas. Îl vede pe bun. Târziu îl vede. Pentru pasă. Bun și apără. La ultima ocazie. Centrale acum. Henry. Oh, 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 n-a fost faul. Și ocazie mare. O irosim. Irosim faza. Henry acum. Simulează un șut. Este acolo fundașul central al nostru. Pune mare presiune. Henry. Aoleu, doamne, ce pasă proastă. Pune presiune. Băi, eu cred că am pus prea multe minute la un match. Trebuie să pun 4 minute, am pus 6. Wow, 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 wow. Ce pură să nu dacă cu capul. Hai, Rojas. Pasă bună pentru McDonald's. Un dribbling acolo. Am încercat să-i dau urechi, dar nu a mers. Recuperăm prin McDonald, acum Philip, Steliano Philip. Poasă foarte bună. Punk Bowen. Hai facem și noi o schimbare. Scoatem pe Punk Bowen. Băgăm pe Cornels și băgăm și pe Jeffrey în locul lui Henry. Oh, oh, așa și asta aici. Perfect. Nu mai am jucat așa mult Henry, dar... Punk Bowen, Buns, Buns șutează și va fi corner. Ocazie mare. S-au făcut și schimbările. Centrare și... Din nou centrare! Oh, ce presiune! Și acum au contraatac. Oh, dar recuperăm foarte bine prin Steliano Philip. Philip, Philip. Fili, foarte bine se bate. He's read that well in midfield to get them on the ball. Vinge la portar. Rojas pasă ca maiură pentru Philip. Obține mouse-ul. Hai, acum Rojas. Pasă bună. Extrem de bună. Încercăm să trecem. Oh, pasă greșită, dar recuperăm prin Rojas. Mingea este venită în careu. Și acum și se va termina și meciul. Conducem în... și au avut adversarii 1-0 în continuare.
Mă, bun, nu mai fluierul ăla. Opa, opa. Aoleu, pe ultima fază. Recuperăm foarte bine. Și acum, bă, ce bine dacă o degajam ca lumea acolo. Și se termină meciul 1-0 pentru echipa noastră. Un meci, nu pot zic că a fost bun, dar nici rău. A fost bun cel. Vine următorul meci cu Anderlecht. Următorul meci cu Anderlecht. Și Bălaș acceptă. Bălaș acceptă și vine în lotul nostru. Îl primim cu brațele deschise pe Mihai Bălașa. Ce bine, ne-am mai adus un jucător bun. Să-l vedem pe Bălașa. Eu aș vrea să-l joc tot titular pe Bălașa. Un 63 overall. Eu zic să-l ținem și pe el. Chiar dacă este mai slăbuț, chiar o să-l țin aici. Hai să-l băcă. Mie Iorfa chiar nu prea-mi place, dar e mult mai bun, n-am ce să zic, dar hai să jucăm puțin pe Bălașa, chiar dacă este mai greu, e mai așa. Îl putem folosi și RM. Interesant. Oh, Fili, poate fi și cât de mă și LM. Frumos, frumos, frumos. Da, într-adevăr este mai bun Iorfa, dar na, hai să-l jucăm cu Anderlecht. Poate, poate. Da, înainte să dăm și în jocul mai încet la comentariu aici. La 5 sau ai lași. Sau să prin comentarii. Lăsa-mi spuneți mie în comentarii dacă să opresc comentatorul. Cum vreți, cum vi se pare mai bine. Am zis așa. Hai să îl dau mai încet un pic. Îl dau la un 6. În rest rămâne totul la fel. Și jocul, da, să dureze mai puțin. Hai 4 minute. L-am stat pe un meci, cred că, doamne, cred că 12 minute asta pe meci. Hai că vine și meciul cu Anderlecht. Facem o figură frumoasă împotriva lui Anderlecht. Să încercăm să câștigăm. Cred că am face și noi meciul acesta și pe data viitoare rămânem cu celelalte meciuri. Pentru că am făcut meciul acela, primul meci, l-am făcut prea lung și facem dita mai episodul și n-are rost. Mai bine, oricum o să apară azi încă un videoclip cu FIFA. Și dacă nu mă înșel, adică dacă nu mă înșel, vreau să apară și un videoclip cu Clash Royale. Dar nu o să fie făcut de mine, o să fie făcut de prietenul meu, după cum am zis, că suntem doi. Și o să-l pun pe el să facă Clash Royale, că așa am decis noi. Eu voi juca FIFA, el Clash Royale, o să jucăm și jocuri împreună. Avem și noi niște schimbări aici, îl vom băga pe Jefren titular. Unde e mă Jefren? Eu te pun nici roja sunt aici. Vom băga pe Jefren titular aici. Rojas ca rezervă. Opa, îl trebuie să punem și pe ca rezervă aici, în locul lui prins. Bun, titular aș vrea. McDonald's, să nu mai jucăm cu cei obosiți. Așa. Sevilla. Nu joc. Hai să nu jucăm pe Sevilla. Băgăm pe Bulls. Și jucăm cu Bulls aici. Ia, ce mai putem băga? Hai să băgăm pe Rojas, bine. Decât să băgăm un atacant mijlocaș. Și ai bine, jucăm așa. Oh. Și jucăm așa azi. Și fără Filip, că nu vreau să joc să-i obosesc foarte tare. Jucătorii, portarul, nu, portarul lăsăm că na. Și cam aceasta este echipa, hai să băgăm. Da, și după amiaza aceasta o să apară și un, eu zic, un episod cu Clash Royale. Nu o are lag, dar nu știu ce. Gata, nu are. Un episod cu Clash Royale și următorul episod cu FIFA. Două episoade interesante, mai ales cu Clash Royale. Și hai să începem meciul cu Anderlecht. Un meci destul de interesant. Să-mi spuneți dacă sunt așa de tare
stadionul, meciul. Mai tare decât mine. Să nu spuneți în comentarii. Am văzut că am făcut 5 abonați. Am avansat și noi peste seară. Pentru mine deja este ceva ceva interesant. Aia 5 abonați. Aoleu, Hwang Boen, te-ai dus cu ea, voleleu. Voleu, vreau. Scut cuvinte noi azi. Interjecții noi. Bă, la Conte aici a fost cam faul, nu știu, așa mi s-a părut. Ceva gen am intrat și eu acum. I-am plătit cu aceeași monedă. Un meci destul de interesant va fi între... Aoleu, doamne, ce pasă puternică am putut să dau și eu. Să zicem dacă mai vreți să jucăm, să jucăm și cu comentatorul. Dacă mai e nevoie, dacă nu, să mă audă cât eu și stadionul și galeria. Aoleu, de ce m-a... Și... Aoleu, doamne, ce bine am scăpat aici, fără gol. Hai, mă. Hai, Rojas. Fă o figură frumoasă, Rojas, unde te driblezi, mă? Ia uite, Najar, cât de bine joacă. Hasan. Nu-i lăsa, mă. Aolo, doamne, ce... Slab. Trebuie să degajăm, trebuie să ne mai apărăm un pic, perfect, am pus mingea și în jos. Rojas, frumos, iese dribblingul de data aceasta, Hwang Boen, este greoi, greoi. De-aia este mijlocat, mijlocaș de apărare. Și apără, senzațional. Foarte bine. Portarul nostru, over al 70. Apărat destul de bine, ce facem acolo? Greșeală mare, greșeală! Scăpăm, nevătămați. Doamne, ce român, știu și eu. Nevătămașe, noi. Hai, bă, nu te duce cu un out. Ia uite, bă, ia uite-te la ei. Recuperăm acolo. Jefren. Reușește pasa, Jefren. Noi încercăm să ne mergem cât de serios putem. Să arătăm că suntem echipă bună și merităm să fim în prima ligă engleză. Și, da, primim gol. Okaka ne dă un gol cu capul. Asta este. Trebuie să jucăm mai bine. Da, cum, după cum ziceam, trebuie să jucăm mai bine. Hai, Bălaș, hai, tati, hai, du-te. Ia uite-mă cu Bălaș al nostru. Hai, Bălașa! Aoleu, ce apropiere ne-a recuperat acolo. Okaka, luați-l, bă, cu Okaka. Ia uite cum trec ăștia din noi. Nu cred că le-am dat mingea în halul ăsta. Punem presiune, trebuie să punem presiune prin noi, mai trebuie să lăsăm în halul ăsta. Trece prin noi ca... Se duce prima repriză. O repriză foarte proastă făcută de noi. Trebuie să jucăm mult mai bine. Am jucat extrem de slab. Ia să vedem schimbare ceva. Nu. Extrem de slab. Hwang Boen. Printre frumos. Doamne, Henry, cât de slab ești.
Henry. Credeam că o să ne faci noi. Ceva gen, uite așa să joci tu. Jeffrem. Pentru Mihai Bălaș. Bălaș, foarte bine. Foarte bine. Și acum Hwang Boen. Hwang Boen, n-are cu cine. N-are efectiv. Nu are cu cine juca acolo. Pune presiune. Măcar să scoatem egalul, am vrea. Măcar, dar totuși pune mare presiune. Anderlecht. Nu la ăla, bă. Ah, aproape. Haide. Hai, Henry, hai, nu te opri. Bine, tu, bine că le-ai văzut aici pe Jefren. Jefren. Jefren pasă pentru Dico. Du-te, Dico, du-te. Bună recuperare lui Jefren. Pasă bună. Combinație cu Dico. Frumos. Frumos șutul și gol! Gol, 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 gol! Marchează Jefren după o combinație extrem de frumoasă. Ce combinații frumoase am creat cu Jefren și Dico. Ce frumos am jucat și un șut impecabil al lui Jefren. Și aducem egalitatea pe stadion municipal. Recuperează Dico acolo. Dico. Dico. Dico a încercat să-l avanseze pe Rojas. Oh, ce recuperare acolo. Juan Boen. Juan Boen faultează și va primi cartonașul galben, cred. Da, cartonașul galben. Minutul 63, cartonaș galben. Bine că nu a fost mai rău. Să jucăm în 10 oameni. Încercăm să luăm meciul cât posibil de serios. Să jucăm cât de serios putem. Oh, recuperare acolo frumos și recuperăm prin Williamson. Și am văzut acolo cum pleacă Henry. Henry are viteză, dar este mai puternic fundașul gazdelor. Bat. Bat. Foarte bine. Pleacă acolo Hwang Boen. Hwang Boen are viteză, adică de fapt nu prea are viteză. Și fură mingea imediat. Cred că o să scoatem un egal sau Rojas. Jefrenie recuperează foarte bine, este foarte agresiv. O, ce de se apără. Hai să dăm și noi aici un atac. Attacking. Hai să atacăm. Henry. Henry pasă prea puternic acolo pentru Roja și acum pleacă pe contraatacul de la Anderlecht, dar Hwang Boen se repliază foarte bine. Noi n-am făcut nicio schimbare și acum Rojas. Rojas. Rojas greșește pasa. Hai să facem și noi toate schimbările. Oh, Hwang Boen este accidentat. Îl băgăm acum pe Bones. Hai să scoatem pe Hwang Boen, îl băgăm pe McDonald. Cam slăbuț am jucat cu schimbările. Și mai avem o schimbare, să vedem pe cine am putea băga. Hai să vedem pe Adipopa în locul lui Henry, pentru că nu-mi place cum joacă Henry, joacă cum mai bine Adipopa. Minutul 78. Ocazii și la o parte și la cealaltă. Trebuie să dăm neapărat mingea afară. Oh, nu trebuie să faultăm în halul ăla. Minutul 81, timpul zice se scurge foarte repede. Oh, nu! Nu, Doamne, ce am făcut acum? Și da. S-a făcut cele trei schimbări. A, n-a dat și corner din greșeală. Și aproape să ne primim gol. Să ne primim gol. Să primim gol. Oh, nu. Și foarte bine. Am să dau cât mai repede drumul la joc și acum Jefren. Foarte bine, Jefren. Pasă bună. Ce meci face Jefren? Acum Jefren din nou. Jefren, pasă extraordinară. Bălașa, bălașa, bălașa. Și... Oh, Doamne, ce ocazie am avut cu Mihai Bălașa.
Ce bine joacă Bălașa. Poate dă lovitura. Și vine acolo Doherty. Pasează într-un bunz. Și va fi corner. Da. Ultima fază. Va fi ultima fază aici în stadionul celor de la Anderlecht și Rojas. Contra-atac Tielemans. Opa. Mi-e frică să mai intru cu... Da, până la urmă n-avem nimic de pierdut. E amical. Hai, poate va fi ultima ocazie la noi. No. Și se termină meciul. Se termină meciul 1-1 cu Anderlecht. La Anderlecht acasă. Aveam... aveam multe șanse de a bate. Bine că s-a terminat 1-1. Și aici încheiem și noi episodul. Pentru că, da, pentru că am făcut meciul acela prea lung. Primul meci de amical, sau amical. Am făcut prea lung și cred că fac un episod 30 ceva de minute. Și rămâne pe mai încolo, pentru că voi posta încă un videoclip cu FIFA. Va urma meciul cu ăștia, nu știu cine sunt ăștia. Un meci cu ăștia, sper să nu fie greu să-i batem. Cu campionatul din Anglia, Liga a doua și... va veni și un episod cu Clash Royale. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!